Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Manifest. Invitatul meu de astăzi este viceprimarul municipiului Sighetu Marmației, doamna Daniela Unița Ivașcu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Salut pe această cale toți sighetenii și maramureșenii care ne urmăresc! Doamna Ivașcu, la ultima ședință de Consiliu Local, dar și recent, ați anunțat dumneavoastră că se implementează proiectul privind bugetarea participativă. Este un proiect important pentru Sighetul Marmației, cred că un proiect așteptat de sigheteni. Aș vrea să ne dați mai multe detalii. Ce înseamnă, ce presupune acest proiect? Cum se pot implica cetățenii? Da, este un element de noutate, acest proiect de hotărâre, pentru că vizează un alt mod de constituire a bugetului. Mai exact și mai simplu, este vorba de o sumă de bani din totalul bugetului municipiului Sighetu Marmației, care este pusă la dispoziția societății civile și a ONG-urilor. Practic, acest concept a făcut și face parte din ceea ce eu am promis oarecum în campania electorală sighetenilor, adică acea transparență în ceea ce privește constituirea bugetului și o mai bună interacțiune a administrației publice locale cu cetățenii și mai exact cu ONG-urile și fundațiile. Pentru acest lucru trebuia să avem un proiect de hotărâre care vizează modalitatea prin care facem acest concept funcțional. Sigur că nu este în premieră în Sighetul Marmației, acest lucru l-am observat în administrațiile smart, dacă pot să spun așa, de la noi din țară, fie că discutăm despre orașe mai mici sau orașe mai mari, cam toate au implementat acest proiect de hotărâre care vizează, după cum am spus, alocarea unei sume de bani pentru societatea civilă, ONG-uri, fundații, mai exact o sumă care este pusă la dispoziția cetățenilor și aceștia, practic, ce au de făcut? Să vină să întocmească proiecte pe care le consideră necesare în comunitate, în anumite zone, proiecte cu impact social, cu impact cultural, în domeniul sportiv, iar acele proiecte care îndeplinesc votul majorității sighetenilor, acele proiecte sunt finanțate în final, în momentul în care se încheie procedura. În acest an, odată cu constituirea bugetului, am convins colegii consilieri de necesitatea funcționării și bugetului municipiului Sighetul Marmației în această procedură. Foarte rar se întâmplă ca și ceilalți consilieri din toate partidele din Consiliul Local să fie inițiatori la un proiect de hotărâre. Cum ați reușit să-i convingeți? Eu cred că de această dată și ceilalți consilieri și în special consilierii PSD au fost de acord, pentru că, după cum vedeți, la noi în Sighetul Marmației s-a constituit și pe mediul online un grup civic. Avem în sală persoane care se declară reprezentante a societății civile, nu toate acele persoane reprezintă ONG-uri sau fundații și bineînțeles că eu cred că acest lucru, faptul că reușim ca o sumă de bani din bugetul municipiului să o punem la dispoziție la modul serios, adică reprezentanții acestor ONG-uri și fundații să vină să depună efectiv proiecte pentru comunitate, sigur în ce domeniu consideră dânsii că ar fi important, asigurând astfel acea transparență și relaționare între societatea civilă și administrația publică locală și un mod transparent de cheltuirea banului public pus la dispoziția societății civile, a determinat și restul consilierilor locali să agreze acest concept. Sigur că atunci când am constituit bugetul, le-am prezentat și restul tuturor consilierilor locali modalitatea în care acest concept, acest proiect de hotărâre a fost implementat și în alte administrații publice locale, precum ei s-au putut informa pe site-urile altor UAT-uri despre modul în care au implementat acest proiect de hotărâre. Practic, conceptul este nou doar pentru noi, pentru Sighetul Marmației. El funcționează și în orașe mai mari și în orașe mai mici, și de dimensiunea Sighetului și mai mari ca Sighetul și mai mici. Mecanismul este același, doar suma diferă. De aceea, noi în acest an nu am reușit să alocăm din bugetul local. După cum știți, bugetul Sighetului și spun încă o dată supărarea vis-a-vis de modalitatea de în care a fost gândit și conceput acest buget, având 60% cheltuieli de funcționare și cheltuieli de salarizare, procentul de investiții fiind destul de mic, nu am reușit să alocăm pentru acest buget, deci să punem la dispoziția societății civile, a fundațiilor și a ONG-urilor, decât suma de 200.000 de lei, deci 2 miliarde bani vechi.
Acum, sigur, proiectul a trebuit să stea și în dezbatere publică o lună de zile. A intrat pe votul plenului și, într-adevăr, a avut unanimitate la vot, fapt pentru care mulțumesc tuturor consilierilor locali, reprezentanții mai multor grupuri politice din Consiliul Local, că au înțeles acest mecanism și pe plen, atunci când s-a acordat votul, a întrunit unanimitate, de altfel proiectul fiind discutat în prealabil cu reprezentanții tuturor partidelor politice. Sigur că, fiind un proiect nou de hotărâre, am considerat că este important să am o întâlnire, proiectul fiind votat, după cum ați spus, la ședința trecută de Consiliul Local și termenele de implementare fiind destul de scurte, am considerat că este important să am o întâlnire cu reprezentanții ONG-urilor, fundațiilor, asociații, în așa fel încât să le fac cunoscut acest concept și mecanism de funcționare, pentru că orice lucru care este nou, sigur că necesită o informație în plus. Ca atare, eu le mulțumesc tuturor ONG-urilor, fundațiilor, asociațiilor care au fost prezente ieri și le-am prezentat modalitatea în care reușesc să acceseze din această sumă de 200.000 de lei, deci practic 2 miliarde sume de bani pentru proiecte mai mici sau mai mari. Un lucru important este faptul că valoarea maximă pentru care se poate depune un proiect este de 60.000 de lei, deci nu pot fi depuse proiecte în valoare mai mare decât eventual proiecte mai mici. Care este noutatea oarecum a acestui concept? Pe lângă faptul că există niște termene în care se depun aceste proiecte, deci după cum a spus, pot fi depuse, și vă citesc puțin din regulament, proiecte care vizează infrastructură educațională, culturală, sportivă, domeniul sănătății, protecția mediului, amenajare locuri de joacă, spații verzi, alei, trotuare, zone pietonale, amenajare spații publice, mobilier urban, iluminat public, infrastructură stradală, siguranța circulației pe străzile administrate de municipiul Sighetul Marmației. Deci iată o sferă largă în care pot fi depuse aceste proiecte pentru municipiul Sighet. Sigur că modalitatea în care se desfășoară, modalitate care a fost verificată, după cum v-am spus, și în alte OAT-uri, este extrem de transparentă și se desfășoară în special pe online. De aceea a trebuit să ne mobilizăm, fiind, după cum v-am spus, și termenul foarte scurt, bugetul votându-se târziu, proiectul trebuind să stea în dezbatere publică, începând de luni, deci din 12 iulie, pe pagina primăriei municipiului Sighetul Marmației va exista o rubrică, o secțiune intitulată sighet.decid.ro, și se va da startul depunerii acestor proiecte. Perioada de depunere este până în data de 20 iulie. Deci proiectele se încarcă pe site, duc fizic la primărie? Nu se duc fizic la primărie, se încarcă pe această platformă, pe site, unde, bineînțeles, doritorii vor avea acces la toate informațiile, ghid, modalități, fișa prin care se depune, ce trebuie să cuprindă aceste proiecte, pentru că, evident, trebuie să cuprindă niște planșe foto, niște devize economice, depinde în ce domeniu se orientează cei care vor depune. Dar, după cum am spus, au niște termene și termenul de depunere este 20 iulie, startul vom da în 12, când avem deja site-ul funcțional, dar am preferat, fiind în premieră, să am o întâlnire prealabilă pentru a da și sub formă scrisă tot regulamentul, tot conceptul, în așa fel încât oamenii să fie informați să mai câștige câteva zile. Și atunci, până în data de 20 iulie, pot să depună aceste proiecte. După ce ele sunt încărcate, aceste proiecte sunt analizate de către o comisie. În cadrul acestei comisii fac parte reprezentanți de la biroul juridic, de la partea economică, partea tehnică a primăriei, de la urbana, precum și un număr de 7 consilieri. Un lucru foarte important de reținut este că această comisie nu acordă punctaje sau nu diferențiază oarecum aceste proiecte, adică nu intervine în eligibilitatea sau finanțarea acestor proiecte. Această comisie doar verifică dacă acea fișă prin care se depune proiectul, dacă sunt îndeplinite toate criteriile, adică sunt îndeplinite cerințele din acel ghid orientativ care a fost votat de către Consiliul Local. Mai exact, dacă este completă întreaga documentație. După ce comisia analizează acest lucru, aici este practic partea de frumusețe oarecum a acestui proiect sau partea interesantă a acestui proiect de hotărâre, pentru că
toate proiectele care sunt declarate eligibile, repet, doar din punct de vedere a condițiilor, nu dacă este bun spre a finanța, este oportun, nu este oportun acest proiect, nu acest lucru îl discută comisia, ci strict partea de documentație, dacă este conform fișei pe care cei care depun vor avea posibilitatea să o acceseze pe site, va urma un vot online. Și aici, sigur, intervine partea de mobilizare. Adică cum își mobilizează? Fie o asociație de proprietari, de exemplu, care poate să depună pentru amenajarea unui spațiu verde în zona cartierului în care locuiește. Fie pentru un loc de joacă, fie pentru o competiție sportivă. Modul în care cei care depun reușesc să-și mobilizeze pe online pe cei care vor vota aceste proiecte. Votul va dura până în data de, stați că vă spun exact, pentru care v-am spus și o perioadă de contestație, comisia, în situația în care cineva greșește, este și o perioadă de soluționare și de contestații, este o perioadă de 30 de zile, deci o perioadă de 30 de zile în care părțile interesate vor putea vota proiectele eligibile în cadrul acestei platforme. Cine va face parte din acea comisie de evaluare? Doar puțin vă spun, nu se poate depăși data de 20 septembrie. Deci se votează o lună de zile și în data de 20 septembrie se pune stop vot, iar proiectele în ordinea votului declarate câștigătoare vor începe să fie finanțate în așa fel încât lucrările să se poată executa până către finalul anului. Oricum nu vor fi lucrări mari, pentru că e vorba de 2 miliarde, dar și cu bani puțini pe total pot fi amenajate lucruri frumoase în municipiul nostru. Și așa vom vedea și gradul de implicare al societății civile, a ONG-urilor, a fundațiilor, a asociațiilor în accesarea unei sume de bani într-un mod transparent, într-un mod competițional, pentru că trăim într-o generație a online-ului, iar pandemia ne-a învățat să funcționăm mai mult pe online și acest proiect, tocmai acest lucru îl aduce în față. M-ați întrebat de comisie. Din comisie, ca să vă citesc exact din regulament, din această comisie care, repet, comisia nu are decât un rol de a verifica dacă este documentația completă. Comisia nu se va pronunța dacă un proiect este mai bun decât celălalt, dacă este oportun sau nu este oportun. Acest lucru vor decide cetățenii. Cei care vor vota când se dă startul, într-o lună de zile, au posibilitatea să voteze acel proiect care doresc să fie finanțat. Adică care consideră cetățenii municipiului Siget că merită să beneficieze de finanțare. În cadrul comisiei, deci avem așa, reprezentant desemnat din partea direcției economice, reprezentant desemnat din partea compartimentului juridic, reprezentant desemnat din partea serviciului tehnic, reprezentant desemnat din partea compartimentului de urbanism, reprezentant desemnat din partea serviciului de gospodărire urbană, reprezentant desemnat din partea compartimentului relații cu publicul și un număr de 7 consilieri locali. Această comisie, sigur, o vom trece și printr-un vot al Consiliului Local, în așa fel încât să fie toate lucrurile extrem de transparente. Și nu vreau ca lumea să se sperie de această comisie, repet, rolul ei nu este de a stabili care proiect sau cu ce este mai bun un proiect decât altul, ci doar de a verifica dacă sunt îndeplinite toate condițiile, așa cum a fost votat regulamentul acestui proiect de hotărâre privind bugetarea participativă. Eu mi-aș dori să avem cât mai multe proiecte depuse și sunt convinsă că și cu sume micuțe de bani, cu 200 de milioane, 300, 400, v-am spus, valoarea maximă am considerat a fi oportun să fie 60.000 de lei, 600 de milioane, în așa fel încât să dăm posibilitatea să se depună cât mai multe proiecte. Cât mai multe proiecte și cred și știu că avem în Sighetul Marmației, în special, o generație tânără extrem de activă în mediul online, care are foarte multe dorințe, foarte multe așteptări și iată că cu această ocazie pot să fie inventivi, pot să își rezolve sau să-și vadă niște lucruri pe care și le doresc a fi îndeplinite. Fie, v-am spus, în domeniul sportiv, fie că vorbim în domeniul sănătății, într-un domeniu social, în ceea ce privește spații verzi, locuri de joacă. Deci, area este destul de diversificată. Sigur, condiția esențială ca acel ONG, fundație, asociație de părinți sau asociație de locatari să aibă domiciliul pe Sighet, iar lucrările să se efectueze la noi în Sighetul Marmației. Este una din condiții. Spuneți că ați avut o primă întâlnire cu ONG-urile din oraș. Cum au primit acest proiect de hotărâre? S-au arătat interesate de a participa cu proiecte? Eu m-am bucurat că au participat
pot să spun cam toate ONG-urile din Sighetul Marmației și au fost extrem de interesați de această informație. Am văzut că au pus întrebări, a fost o discuție extrem de interactivă și de asemenea v-am spus, au plecat de la această întâlnire și cu toată documentația, în așa fel încât toată lumea să aibă acces la informație. Cu atât mai mult cu cât noi vom mediatiza acest lucru și nu este destinat exclusiv acelor asociații, fundații care au participat la această întâlnire. Acum, poate să-mi fi scăpat și mie, se poate întâmpla ca o anumită asociație sau ONG să nu fi participat la întâlnire. Și îmi cer scuze dacă s-a întâmplat acest lucru, eu am lansat invitația către toată lumea, dar repet și în cadrul emisiunii dumneavoastră, începând de luni, sau cine dorește și până luni și este interesat de acest proiect, îi stau la dispoziție cu toată partea de training, cum s-ar spune, și sigur de luni începând pot să-și descarce întreaga documentație, în așa fel încât până în data de 21, când închidem depunerea proiectelor, să poată să fie depuse proiectele. Cel mai important lucru, sigur, este accesul la informație și eu îmi doresc ca toată lumea să aibă informațiile vis-a-vis de acest proiect. El devenind din acest an funcțional, dacă vom vedea că în acest an vom avea multe proiecte, va fi o competiție pe diverse domenii, el fiind deja conceput prin votul Consiliului Local, anul viitor sau începând din acest an, el devine funcțional și în fiecare an vom putea aloca o sumă mai mică sau mai mare de bani, în așa fel încât și societatea civilă să o antrenăm în ceea ce privește constituirea bugetului, anumite investiții, anumite lucrări care se pot face în Sighetul Marmației. Pentru că vedeți, de foarte multe ori se iscă întrebarea că noi am dorit un lucru, autoritatea locală se gândește la alt lucru. Noi considerăm că este oportun poate un loc de joacă, alții consideră că e oportun altceva, un concert, un eveniment, o competiție sportivă sau mai știu eu ce. Uite, acum oamenii au posibilitatea să intervină ei pentru a bugeta din bani public, din Consiliul Local, cu o sumă de bani anumite proiecte pe care ei le consideră importante. Fie că discutăm de tineri, fie că discutăm de vârstnici, fie că discutăm de diverse domenii în care ei pot să aplice. Și chiar le doresc succes tuturor și v-am spus să invit și pe această cale să depună proiecte, să vedem proiecte cât mai frumoase și dacă vom avea mult mai multe decât posibilitatea de finanțare, pentru că trebuie să ne încadrăm pe această sumă de 2 miliarde, deci 200 de mii de lei. Anul viitor și colegii mei consilieri vor vedea că acest proiect este un succes și vom acorda o sumă mai mare de bani din bugetul municipiului la dispoziția ONG-urilor, asociațiilor, fundațiilor, societății civile oarecum în general. Așteptăm și noi cu interes să vedem cum vor primi sighetenii un astfel de proiect de hotărâre în orașul nostru, pentru că tot am ajuns să vorbim despre posibile lucrări care se vor face în Sighetul Marmației. Aș vrea să vorbim și despre acel parc din piața 1 decembrie, despre care s-a discutat în ședința de Consiliu Local. Este un subiect oarecum controversat, o investiție controversată. S-a acordat finanțare pentru această investiție din partea Consiliului Județean. Între timp, nu mai era sigur care este destinația sumei acordate de Consiliul Județean. Aș vrea să ne spuneți dacă s-a lămurit până la urmă acest subiect. Am abordat și noi în cadrul știrilor acest subiect. Am oferit punctul de vedere al tuturor părților implicate. Am vrea să ne spuneți ce informații mai aveți. Acum, sigur, a apărut și în media, cred că au apărut și în media suficiente informații vis-a-vis de acest proiect vis-a-vis de acest proiect care a fost finanțat de către Consiliul Județean. Da, într-adevăr, după cum știți, eu am depus un proiect la Consiliul Județean pentru că orientarea președintelui Consiliului Județean și a consilierilor județeni este în acest mandat poate un pic altfel decât erau obișnuiți până acum administrațiile publice locale cu vechea conducere PSD-istă. Pot să vă spun că orientarea noastră a liberalilor este aceea de a finanța proiecte viabile și concrete pentru comunitate. Știind acest lucru, cunoscând această orientare, eu am depus la Consiliul Județean un proiect care îndeplinește toate condițiile și în ceea ce privește partea economică și în ceea ce privește partea de proiect efectiv de realizare, pe care ulterior am și prezentat-o colegilor din Consiliul Local, în așa fel încât acest proiect a primit
acea finanțare de 300.000 de lei și vizează parcul din piața 1 decembrie 1918. Putea oricare dintre consilieri să depună proiecte de hotărâre? Oricine poate să depună un proiect la Consiliul Județean. După cum știți, la nivelul Consiliului Județean, și cred că ați observat, există și au constituit ca și modalitate de funcționare a bugetului chiar sume de bani care se pun la dispoziția pentru activități culturale, pentru culte, pentru tinere și sport, în care pot să depună din tot județul. Deci, pe lângă sumele de bani care au fost gândite pentru investiții, sunt la dispoziția ONG-urilor sau pe diverse domenii, sunt la dispoziție sume de bani în care se pot depune proiecte. Acum, sigur că nici măcar nu știu cum să catalogez gestul primarului municipiului Sighet, care în loc să se bucure că în municipiul nostru reușește să fie adus o finanțare, cu o fi mică, cu o fi mare, cu o fi puțin, câtă vreme se întâmplă ceva în orașul nostru, eu cred că este un lucru bun. Nu cred că este normal să avem atitudini de asemenea gen și să ne facem că nu înțelegem care este natura acelei sume care a venit cu destinație de la Consiliul Județean. Din punctul meu de vedere, eu cred că ar trebui ca primăria, Consiliul Local, de cei care vremelnic o conduc în prezent, să nu fie confundată cu sediul unui partid politic. Deci niciunui ales local nu îi se poate interzice nici dreptul la părere, nici dreptul la petiție, nici dreptul la opinie, cu atât mai mult mi se pare mai mult decât penibil să spui cumva de ce a depus un proiect la Consiliul Județean și a adus o finanțare în municipiul Sighet. Sediul primăriei a Consiliului Local nu este un sediu de partid, acolo ne adunăm să facem administrație și nu politică. Eu m-aș bucura dacă oricare dintre consilierii locali a reușit să aducă mai mult sau mai puțin o finanțare în municipiul Sighetul Marmației. Acesta a fost singurul proiect depus din partea municipiului Sighetul Marmației? Municipiul Sighet, am înțeles că domnul primar a depus solicitări spre a fi finanțate niște cheltuieli de funcționare și cele legate de transportul gunoiului menajer către Arad, însă câtă vreme Consiliul Județean nu acordă bani decât pentru proiecte, era clar că aceste sume de bani vor fi onorate. Cu atât mai mult, nu putem, sau nici nu știu cum au putut gândi să solicite de la Consiliul Județean plata contravalorii transportului gunoiului menajer de la Sighet la Arad, pentru că aceasta nu este obligația Consiliului Județean, ba dimpotrivă putem ajunge la o dublă finanțare, adică cetățeanul municipiului Sighetul Marmației plătește 14 lei în momentul de față gunoiul menajer și noi mai cerem bani de la Consiliul Județean ca să-l și transportăm. Pe în acele costuri a fost gândit și transportul. Deci nu putem să cerem bani, cerem și de la populație, cerem de la Consiliul Județean. Deci în măsura în care tu nu reușești să-și faci oarecum strategia și în măsura în care nu ești credibil în fața Consiliului Județean, nu poți să vii să arunci în plenul Consiliului Local date de genul banii se acordă pe culori politice. Nu, banii se acordă pe proiecte. Banii se acordă în măsura în care știi să faci un proiect sustenabil și un proiect în care poate să reprezinte un lucru viabil și care merită să fie finanțat. Și pentru că tot s-a iscat această discuție, ulterior după declarațiile pe care și domnul președinte Ionel Bogdan a trebuit să le dea fie pe diverse trusturi de presă, fie vis-a-vis de atitudinea care a avut loc în Consiliul Local, pot să vă spun că și în mod oficial Consiliul Județean a trimis municipiului Sighetul Marmației o notă de informare, o adresă, care este semnată de către domnul președinte Ionel Bogdan și de către părțile executive ale Consiliului Județean, prin care, și vă dau citire acestei adrese, prin care se spune foarte clar, având în vedere hotărârea Consiliului Județean Maramureș numărul 114 din 9 iunie 2021, vă comunicăm că s-a alocat suma de 3.110.000 lei pentru obiectivul de investiții, reabilitare, amenajare, parc, loc de joacă pentru copii, strada 1 decembrie 1918. Deci cred că în momentul de față acest document este mai mult decât edificativ pentru domnul primar în special, pentru locuitorii municipiului Sighetul Marmației cred că este un lucru bun. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuțiile pe marginea acestui subiect.